Bună seara, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit într-o seară de marți la o nouă emisiune de administrație publică locală și centrală. După caz, este momentul să vedem ce se mai întâmplă în urbea noastră, în județ și prin extensie în toată România. Știm prea bine că, din păcate, nu trăim în cea mai ok societate la momentul vorbirii, dar vom fi mereu optimiști. Avem deosebită plăcere în această seară de a discuta cu un om care a văzut multe, a trăit la fel de multe și bune și rele, un om care știe foarte bine cu ce se mănâncă atât politica cât și domeniul administrației publice centrale și locale. Așadar, doamnelor, domnilor, avem plăcerea de a-l găzdui în această seară pe domnul Ionel Manțog. Stimate domn, bună seara, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ne uităm la ce se întâmplă în România anului de grație 2019. Dacă dăm puțin timp înapoi, avem un program de guvernare votat la momentul respectiv de către mulți români dintre cei care și-au exprimat opțiunea de vot. Vedem că la momentul acesta, spuneam 2019, la jumătatea anului, lucrurile din punct de vedere economic nu sunt pe turnura pe care am fi așteptat-o, pe culoarul pe care ar fi fost bine să ne situăm și, evident, acest lucru nu este doar la București, ci prin extensie în întreaga țară. Aici, în Gorj, vor nu vor unii să o recunoască, vrem nu vrem noi să o recunoaștem, depindem aproape ombilical de complexul energetic Oltenia, un mastodont, un colos energetic de care am auzit foarte multe, unele rele, altele foarte rele, dar și lucruri bune de-a lungul anilor. Cert este că dacă ne raportăm la momentul acesta, încă nu se știe oficial cum stau lucrurile, repet, la acest colos, care practic asigură o bună parte din viața economică a județului și, de ce nu, a regiunii. Dacă ne uităm pe cifre, pe previziuni, pe ceea ce știm până la momentul acesta la CEO, cum vi se pare situația economică, repet, a județului, în perspectiva în care depindem foarte mult de acest colos energetic? Bun, CEO acum, hai să zicem, 20 de ani, poate că era într-adevăr un colos, pentru că la acea vreme avea vreo 25-27 de mii de salariați, până în 97 cel puțin, toate societățile comerciale care deserveau CEO, da, erau în interiorul CEO și existau, și UACC-ul, și uzinele de reparații, și întreprinderile de transport, și așa mai departe. Ei, de atunci până acum, CEO s-a făcut semnificativ mai mic, atât ca producție, de la 27-30 de milioane de tone a scăzut la 20-22, cât și ca număr de utilaje în funcțiune, număr de angajați, societăți comerciale care deservesc CEO, volum de prestații plătit de CEO care ajung tot în economie către prestatori și așa mai departe. Deci, dacă dumneavoastră vreți să numiți acum un colos, sigur, comparativ cu întreprinderi care au maxim 1000 de salariați, să zic așa, sau maxim 2000, nu știu, vreo întreprindere care să aibă mai mult de 2000 de oameni în Gorj, sigur, pare foarte mare, dar față de ce a fost odată, e un colos la sfert sau la jumătate, ca să zic așa. Deși are o dimensiune mult mai redusă, care se vede în volumul de bani care este adus de acest complex în Gorj. Sigur că volumul de bani s-a mai mărit între timp pe seama prețului de energie, pentru că prețul de energie la energie a crescut permanent și va crește și în continuare. Dar asta nu înseamnă că a crescut și cantitatea de producție pe care o dă CEO și asta ce înseamnă? Că la rândul lui CEO, pe veniturile rezultate din prețurile în plus la energie, a și avut costuri suplimentare rezultate din creșterea salariului minim, din creșterea prețurilor la alte utilități, la gaz și așa mai departe. Cu această precizare, totuși, foarte mult din ceea ce privește sănătatea economică a județului nostru, a economiei astea care este construită în jurul CEO, depinde de perspectivele CEO. Din păcate,
perspectivele CEO, să zic așa, că sunt, cel puțin pentru mine, păstrate cumva în ceață. Conducerea CEO se baricadează pe o poziție de obturare a informațiilor publice. Niciodată nu avem informații certe. Există dispute chiar în cadrul CEO în legătură cu bugetul la 6 luni, de exemplu. Se va raporta cu pierderi, fără pierderi. De ce așa, de ce așa? Exact ca anul trecut. Și așa mai departe. Și oarecum cei care am vorbit într-un fel sau altul și eu am făcut parte dintre ei la un moment dat și o să explic și de ce, ne-am împărțit cumva în două categorii. Unii care considerăm că situația la CEO nu este în regulă și nu este în regulă de mai mult timp, nu neapărat de acum, de anul trecut sau așa mai departe, și unii care cred că pot fi mândri de ceea ce au făcut la CEO sau de felul cum au sprijinit CEO sau și așa mai departe. Trebuie să recunosc că am evitat să mă interesez în mod direct de situația CEO, să caut să vorbesc cu oameni de acolo și așa mai departe, pentru că știu că actuala conducere este foarte suspicioasă și le fac rău celor cu care vorbesc, pentru că nici măcar nu putem să ne dăm bună ziua, că se găsește unul să spună: bă, dar ce ai vorbit cu ăla? Ai dat cifre, ai dat nu știu ce. Informații și așa mai departe. Și atunci mă mulțumesc la ceea ce văd ca informații apărute în presă, în discursurile politicienilor și așa mai departe. Și din acest punct de vedere aș vrea să fiu cât se poate de explicit, ca să înțeleagă toată lumea cum văd eu situația la CEO și de ce spun ceea ce spun. Reamintesc că a fost o perioadă în care n-am vorbit, a fost o perioadă în care foarte ușor am spus că vă rog să vă uitați în CEO, că nu sunt lucrurile în regulă și așa mai departe, poate că ar fi bine să vă aplicați mai mult. Și a fost o perioadă în care, acum, cel puțin în ultima lună, am fost mult mai direct și mult mai tranșant în ceea ce am spus, motivat de două lucruri. Pe de o parte că, inclusiv cu oameni din presă, avantajați într-un fel sau altul, de prin complex sau din alte părți, începuseră să fie atacați niște oameni care aterizaseră în Consiliul de Supraveghere de vreo 2-3 zile, nu se știa nimic despre ei, oameni care sunt dintre noi, dintre concetățenii noștri din județ. Doar pentru că cineva se temea că oamenii aia, odată plantați în Consiliul de Supraveghere, vor lua niște decizii de schimbări și așa mai departe. Și mie nu mi se pare lucrul ăsta deloc în regulă și s-au supărat pe bine unii sau alții. Îi avertizez că la următoarea situație de genul ăsta voi fi și mai tranșant și voi spune și mai multe, pentru că societatea nu poate fi infectată cu asemenea comportamente. Și pe de altă parte că, în opinia mea, situația de la CEO, din motive pe care, dacă vrea cineva, le explic, dar sunt multe motive, situația la CEO nu este în regulă. Și o să încep cât se poate de simplu. Legea fundamentală a mineritului din carieră presupune că pentru a scoate o tonă de cărbune, da, mai înainte, de deasupra cărbunelui, din jurul cărbunelui sau cum vreți, trebuie să dai la o parte 6 metri, minim 6 metri cub de steril. Da. Dacă nu faci lucrul ăsta și dai anul ăsta 5 metri cub de steril ca să iei o tonă, dai anul viitor 4 metri ca să iei o tonă, o să ajungi în situația în care tot cărbunele care se vede l-ai luat și ai în față numai steril, numai pământ. Și atunci îți trebuie o jumătate de an, un an, 2 ani, în funcție de condițiile care le-ai făcut, să muncești numai la steril ca să ajungi din nou la cărbune.
Situația din COP, acest indicator esențial, fără, pe care îl înțelege toată lumea, sper. În ultimii 5 ani, ca să nu zic din 2012 încoace, a fost în permanență sub parametrii tehnici. Adică, în loc de 6 metri cub de steril, ca să se scoată un metru, o tonă de cărbune, s-au dat 5 și ceva, și chiar sub 5. Și atunci este evident că s-a acumulat o situație tehnologică în carieră care, pe de o parte, în prezent împiedică CO să realizeze o producție mai mare de 21 de milioane 500 de tone, deși poate că în anumite conjuncturi de piață ar putea să se ducă cu producția spre 22-23, iar pe de altă parte îi obligă să facă tot soiul de dimbușlucuri prin carieră cu utilajele, da, ca să ajungă la cărbunele alea, mai e o căciulă de cărbune acolo, hai să mutăm utilajul de colo-colo, ca să muți utilajul înseamnă să tragi și bani, dar după el nu mai explic acum toate lucrurile astea, pentru că presupun ceea ce înseamnă costuri suplimentare. Corect. Nu mă interesează acum din ce cauză s-a ajuns aici. Că e din cauza conducerii, că e din cauza guvernului, că n-a aprobat hotărârile de guvern la timp, că e din cauza Ministerilor Apelor și Pădurilor, că n-a aprobat tăierile la timp și așa mai departe, putem să discutăm. Dar situația concretă pe teren este asta care o spun eu. Dar vin eu și vă întreb, cu siguranță oamenii care lucrează efectiv știu regula. Cu siguranță ar trebui să știe și conducătorii. Aici mă refer la cei care conduc carieră. Nu există. Să nu plecați cumva de la presupunerea că este vreun director de carieră sau vreun șef de sector care nu știe lucrurile astea. În primul rând să stabilim. Eu de meserie nu sunt inginer miner. Eu am câteva cunoștințe despre zona asta dintr-o activitate de 30 de ani exclusivă doar pe zona minieră și, mă rog, ultimii ani chiar în care am participat la preliminare de producție, m-am dus și am văzut în carieră, am făcut normare în carieră, am stat de vorbă cu topograf și așa mai departe, vorbind de ani, de ani, de ani, același lucru, nu e mare filozofie, chiar la un moment dat am citit câteva cursuri de tehnologie de la Petroșan ca să mă familiarizez cu termenii, că vorbeam altfel păsărească la început. Bun, dar una peste alta, nu sunt tehnolog, nu sunt inginer miner, de-aia și apelez la formulele astea simple ca să înțeleagă toată lumea. Bun. A doua chestiune care este esențială, o să vă explic și care a fost avantajul, cel puțin în primii 4-5 ani după 2012, pentru companie. În 2012, după câte mi-amintesc eu, compania n-a avut niciun utilaj tras pe dreapta din lipsă de fronturi de lucru și așa mai departe. Deci compania avea front de lucru pentru cel puțin un an de zile, pentru o producție de cel puțin 27 de milioane de tone, cu rezerve pregătite. Ei, pentru că au scăzut producția spre 22 de milioane de tone, și-au putut să folosească cel puțin 5 milioane de tone din rezerva pregătită, fără să mai dea steril la o parte. Înțeleg. Da? Și atunci a apărut că lucrurile nu se văd chiar așa. Pe măsură ce au păpat rezerva descopertată, au ajuns la situația în care, exact cum am spus, s-a restrâns. În 2012, când s-a creat complexul energetic Oltenia, dimensiunea aparatului tehnic, adică sectoare, secții, cariere, echipe de conducere, brigăzi de excavatoare, brigăzi de ecutare, echipe de întreținere și așa mai departe, era structurată pentru 27 de milioane de tone de cărbune. Trecerea de la 27 de milioane de tone de cărbune la 22 de milioane de tone impune, independent cum vrei să o denumești, restructurare, reorganizare, reașezare, regândire, impune o reconsiderare a structurii de producție cu tot ce înseamnă asta, da, parțial cu ce am spus eu, dar mai sunt și altele,
Pentru 22 de milioane de tone. Pentru că dacă lași împrăștiate toate aceste capacități de producție prin diferite cariere și le cer să dea 2 căciuli de steril luna asta, 3 căciuli de steril luna următoare, să mai stea 5 luni că n-are front și așa mai departe, asta înseamnă o risipă uriașă de resurse și costuri suplimentare. Lucrul ăsta nu s-a făcut organizat. Sigur că sunt utilaje în carieră care stau sau muncesc acum, de exemplu, din 60 și de escavatoare care sunt considerate în active, care trebuie păzite la eventual reparate și așa mai departe, ca număr mediu, dacă calculez un mediu, număr mediu de funcționare, sunt 53, pentru că unele stau o perioadă mai lungă sau mai sab, fie unele mai mult timp, fie prin rotație și așa mai departe. Dar ele, dacă sunt plantate acolo, presupun pază, consum de energie, totuși o grămadă de cheltuieli, care nu sunt justificate. Pentru că dacă cineva crede că CEO va ajunge la o producție de 22 de milioane de tone, pe care a dat-o în ultimii 3 ani, oarecum constant, o producție care reprezintă, de fapt, cererea pieții, se va întoarce la 27 de milioane de tone, după părerea mea, cred că este o iluzie. Dar sigur, dacă cineva are asemenea argumente și are un proiect pe așa ceva, ar fi bine să-l prezinte ca să-l știm și noi. Dar eu știu că din toate discuțiile care sunt în legătură cu strategia energetică, cu ce ar fi bine să se întâmple în sistemul energetic în perioada următoare, nu există această perspectivă. Nu mai au în calcul faptul că și în continuare, după părerea mea, chiar dacă își rezolvă problemele din interiorul carieră și ar putea să dea 22-23 de milioane de tone, eu cred că cererea pieței, cererea de energie electrică produsă pe lignit, poate că nu așa brusc, poate că nu neapărat următorii 5 ani, dar va avea o tendință de scădere. Da? Pentru că, și nu numai din cauza certificatelor, nu numai din cauza condițiilor de mediu. Pentru că, în general, sursele de energie electrică cu prețuri foarte mari au început să dispară. RAN a dispărut, DEV a dispărut, cele în congelare aproape că dispar și așa mai departe. Și în felul ăsta, ce o ajunge, practic, producătorul cu prețul cel mai mare. Și atunci, toți ceilalți care au prețuri mai mici, care au diferite avantaje competitive în piață, vor mânca din cota CEO. Dar, a Dumnezeu, să n-am dreptate. Eu, dacă aș fi și așa am procedat întotdeauna, am avut un scenariu de rezervă, întotdeauna pregătit la centimetru, da? Pregătit pentru o asemenea variantă. Și n-am stat să mă mai gândesc, să conving sindicatele, să o iau de la capăt cu discuția și așa mai departe. Asta este situația, nu intru în detalii acum despre management, despre cum este organizată compania, cum se fac licitațiile, cum se fac aprovizionările, de ce s-au desfințat bazele de aprovizionare, de ce prețurile la miner pentru același serviciu sunt X și la energie sunt X ori 2, de ce țâși pe mii de, da, de ce prețurile pe contractele bilaterale la unele sunt așa și la unele sunt așa, da, nu e treaba mea. Pe mine mi se pare că domnul Boz a recunoscut chiar la o emisiune că de un an de zile n-am mai vorbit și că nu i-am cerut niciodată nimic, da, ca să fie foarte clar. Nu vreau nimic de la CEO, nu am solicitat nimănui nimic și n-am de gând să cer cuiva sau să și n-am de gând să scot căciula în fața cuiva. Da? În cazul cel mai fericit, cât estimați că o să mai reziste CEO? Păi, CEO va rezista pentru că sistemul energetic național are nevoie de CEO într-o anumită dimensiune, încă o lungă perioadă de timp de aici înainte. Deci, în parcă anul trecut, cota CEO în consumul anual al României a fost de 22%. E o cotă în scădere. Dar e o cotă totuși importantă. Corect. Peste o cincime, nu? Bun. Ca să renunți la CEO, înseamnă că de undeva
trebuie să găsești alternative. Acești 22%, respectiv 14-15 tera. Peste noapte subit, nu ai da? Cum. Sigur că există anumite lucruri care sunt cumva unele făcute prin măsuri de ordin administrativ. De exemplu, dacă vă uitați acum, sunt centrale pe gaz care stau, nu produc. Motivele pentru care nu produc nu sunt neapărat economice. Dar sunt lucruri care ar putea fi reglate din punctul ăsta de vedere și prin măsuri administrative, dar sunt lucruri care nu pot fi reglate decât prin investiții, prin construirea de noi capacități alternative. Ori la ce nu mai vorbim de investiții de foarte mulți ani. Ori investițiile astea acum, în prezent, există, cred, un trend de diminuarea capacităților pe eoliene, chiar care au fost construite. Nu mai vorbesc de faptul că nu se mai construiesc eoliene în continuare, pentru că au intrat mulți în insolvență, nu mai sunt rentabili la cuantumul certificatelor care le dau. Investițiile pe gaz sunt câteva lucruri. Durează, o să vedem ce se întâmplă cu alte investiții pe gaz, în funcție și de brua și de și așa mai departe. Deci, cel puțin o perioadă de 10 ani, CEO va fi unul din pilonii esențiali ai sistemului energetic național. Și sigur, sistemul energetic național va fi dispus să-i facă, să ia diferite măsuri care să ajute CEO, pentru că, pur și simplu, fără CEO nu poți să iei 14 tera din import. Absolut de acord cu dumneavoastră. Suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim în circa 4 minute. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM din Târgu Jiu, vine în întâmpinarea dumneavoastră cu oferta universitară 2019-2020. Oferă cele mai mici taxe de studii, facultate 400 de european, master 450 de european. Taxele de studii se reduc între 50% și 100% pentru studenții sau masteranții care sunt membri de familie, studenții și masteranții care promovează ULIM în rândul la cel puțin 5 persoane care se înscriu la studii la ULIM. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6, pe Facebook ULIM Târgu Jiu și la telefon 0253-214-019 sau 0734-517000. ULIM, viitorul carierei tale. După gusturile tale, alege mâncarea preferată. Unde? La șaurmeriile Iatagan găsești cea mai bună pizza, burger de vită, kebab, șaorma, hamburger, meniul zilei sau chiar meniu cu șnițel. La șaurmeriile Iatagan nu se folosesc produse congelate, iar la fiecare meniu comandat se oferă din partea casei o doză de suc. Vă așteptăm în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 116A, colț cu Gheorghe Doja, și în strada Eroilor, numărul 7, vis-a-vis de Hotel Gorj. Șaurmeriile Iatagan. Gust și calitate. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat.
ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Piscina Dumbrava din Târgu Jiu te așteaptă cu muzică, distracție și soare. Piscină în aer liber. Simte adrenalina pe topoganele din parcul de distracții. Ambianță, cocktailuri, bună dispoziție, natură. Vă așteptăm zilnic între orele 10 și 18. Doar la piscina Dumbrava, distracția e garantată și vara e mai fierbinte. Primăria și Consiliul Local Dragotești vă invită în perioada 26-27 iulie 2019 la Zilele Comunei Dragotești. Vineri 26 iulie, începând cu ora 18:30, locuitorii Comunei Dragotești se vor putea bucura de un spectacol extraordinar de muzică populară. Vor urca pe scenă Emil Badea, Roberta Crintea, Claudia Dascălu și Dumitru Vasilescu. Invitați speciali Doinița și Ionuț Dolănescu. Duminică 27 iulie 2019, începând cu ora 11, spectacol susținut de Școala Populară de Artă Târgu Jiu. Parteneri Accent TV, Radio Accent și Emmy Events Music. Vă așteptăm cu drag! Am revenit, dragii mei, cu a doua parte a emisiunii în care avem plăcerea de a-l găzdui pe domnul Ionel Manțog. Stimate domnă, vorbeam în finalul primei părți despre ce se petrece la Complexul Energetic Oltenia. Și vin cu următoarea întrebare. Pe o previziune de 10 ani de funcționare pe care dumneavoastră chiar ați estimat-o în finalul primei părți a emisiunii, la ce capacitate sau în ce condiții umane, privitor la forța de muncă, evident, forța efectivă de muncă, putem vorbi în acest interval? Deci de la momentul vorbirii pe următorii 10 ani, câți oameni vor rămâne, ce se va întâmpla cu ei? Pentru că știm că avem și o vârstă de pensionare cu niște semne de întrebare la momentul acesta. Am văzut și clinciuri la nivel central, am văzut solicitări din partea sindicatelor, am văzut foarte multe regretabile incidente, unele chiar mortale. Cum stau lucrurile privind forța umană în următorii 10 ani? Păi, vârsta medie cred că a sărit de 50 de ani la CEO. Dacă avem în vedere că vârsta medie de pensionare pentru cei care au lucrat în CEO și care beneficiază de reducerea vârstei pe seama condițiilor deosebite de muncă, probabil că e undeva în jur de 58 de ani, vă dați seama că în următorii, să zic cât, 7 ani, mai mult de jumătate din personalul CEO va îndeplini condițiile de pensionare. Dincolo de condițiile juridice de pensionare, trebuie avut în vedere că munca în carieră este totuși o muncă grea. Corect. Și pe măsură ce se adună anii, se împuținează forțele. Într-un fel tragi de o grămadă de scule, dispozitive sau la ce, 25 de la ani? La 25 de ani și într-un fel la 58 de ani. Dacă lucrurile ar sta așa cum zic optimiștii, respectiv că peste 10 ani CEO o să fie nevoită să dea tot 22 de milioane de tone de cărbune, respectiv 14-15 tera, ar însemna că încă de pe acum CEO ar trebui să-și facă un program foarte serios de pregătiri și angajări de forță de muncă. Practic o împrospătare. O împrospătare a forței de muncă, pentru că da, cei care spun pe de o parte că stați liniștit că o să avem 22 de milioane de tone de producție, dar nu ne spun nimic cu ce oameni vor da peste 10 ani acei 22 de milioane de producție, sigur, poate că nu trebuie noi să știm toate lucrurile. Știu ei mai bine, în capul lor sunt o grămadă de lucruri. Da. Sigur, așa am considerat și acum 3, 4, 5 ani de zile că
E foarte clar ce e în capul lui Cirel, e foarte clar ce e în capul lui Boza, e foarte clar ce e în capul nu știu cui. Ca să tragem linie, să adunăm după 1, 2, 3, 4, 5 ani de zile, să vedem că poate nu înțelegem noi. Asta e situația. Ca să închidem subiectul ăsta, vă rog eu frumos, că am vorbit foarte mult de CEO, spun foarte tranșant, la CEO este nevoie de un program integrat care să aprobe toate funcțiunile unei companii, funcțiunea de producție, funcțiunea comercială, funcțiunea financiar-contabilă, funcțiunea comercială, funcțiunea de personal, funcțiunea juridică, funcțiunea. Poate că e mult să o ridicăm la rang de funcțiune. Toate, să vedem ce se întâmplă. Câtă producție, cu câte utilaje, cu câți oameni, cu ce salariu minim, cu câte costuri și așa mai departe. Fără această foaie de parcurs, da? Care trebuie să fie cunoscută și de aia de la carieră. Adică trebuie să fie cunoscută cumva și de sindicate mai ales. Da? Pentru că ei sunt o forță care pot mobiliza oamenii în direcția dacă asta. Dacă vor. Dacă sunt convinși. Sindicatele pot fi convinse. Nu e o chestie. Sindicatele, în principiu, când începe o discuție cu ei, niciodată nu vor. Dacă ai argumente, încep să înțeleagă, își calculează avantaje pentru ei și pentru oameni, că așa e viața, și ajung să fii de acord cu ei. Dar o foaie de parcurs trebuie să existe. Pe o conducere făcută cu indicatori care la începutul anului în buget arată într-un fel și la jumatea anului la rectificare se corectează în funcție de realizări, adică cu vreo 20% mai mici. Scuzați-mă, pot, eu spun cui reprezentanților politici, secretarilor de stat, directorului general, comitetului director, oricui vrea, îi spun că o asemenea conducere nu este tolerabilă. A, că dumnealor au de gând să o tolereze, eu nu pot să împiedic cu nimic chestia asta, că eu sunt, n-am nicio putere, nici o responsabilitate. Am o singură datorie. Să nu las lucrurile rele, lucrurile care pot afecta rău activitatea oamenilor cu care am lucrat, a concetățenilor și așa mai departe, să nu fie spuse, mărturisite. Că cei care au decizii și responsabilități fac ceva cu lucrurile astea, nu fac ceva cu lucrurile astea, e treaba lor. Păi bine, nu o să mă puteți niciodată aduce la masa asta pentru peste 2 ani să spuneți n-ai spus adevărul sau dacă am greșit să nu recunosc mâna să spun am greșit. Am înțeles. Ați pomenit doi termeni destul de interesanți în contextul frământărilor de aici, din Gorj, secretar de stat, respectiv conducători politici. Știm că în urmă cu 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, poate o lună, dar cred că nu mă înșel, cu 3 săptămâni, atribuțiile pe partea de cărbune în domeniul energiei au fost date unui membru al de Gorj. S-a spus că prin prisma scorului obținut la legile europarlamentare, nu știm ce a stat la baza acelei numiri. E vorba de domnul Dumitrașcu. După cât? O săptămână, practic după vreo 5 zile, am văzut că acele atribuții au revenit domnului Vișan. Domn care, atenție, nu este asumat politic de Partidul Social Democrat. Eu am avut senzația, privind lucrurile, citind presa, citind declarațiile, ascultând oamenii care au fost întrebați de una sau de alta privitor la speța respectivă, că a fost o încordare de mușchi a socialdemocraților, mai exact a liderilor socialdemocraților, la adresa ALDE, și din toată chestia asta nu-mi dau seama cine are de câștigat. Gorjul? Energia? Cum se văd aceste chestiuni? Deci, în primul rând, că eu am vorbit cumva înainte de a lua amploare disputa asta verbală și prin presă între politicieni și culmea mai ales între politicienii din arcul guvernamental. Da, paradoxal. Drept pentru care nici nu vreau să comentez foarte mult chestia asta, pentru că eu m-am auto-extras din politică, din diferite, sau într-un fel am și fost forțat, dar cu siguranță puteam să mai fac dacă vroiam, dar m-am auto-extras din politică.
printre altele și pentru că știu că politica are murdăriile ei și dacă te amesteci în troaca așa, o să arăți ca ăia care... Și eu nu am niciun motiv, n-am niciun avantaj din politică, n-am nicio responsabilitate politică, am una cetățenească, deci drept pentru care nu vreau să mă amestec în aceste dispute între politicieni. Disputa în sine cred că are un câștig. Și știm foarte clar după această dispută cine și ce își asumă. Chiar dacă unii încearcă să o mai dea după Cireș, că ministrul nu e al nostru, că secretarul de stat nu e asumat politic, că vrăjeală, că nu știu ce, da? Domnilor, chiar nu ne aduceți la pragul de a spune că mințiți. N-aveți senzația uneori că ne este cumva sfidată inteligența sau minima inteligență? Cu astfel de declarații? De neasumare? Nu știu, n-aș vrea să le fac procese de intenție. Singura chestie este că este o coaliție de guvernare, este o companie care este a României, nu e nici a unora, nici a altora. Corect. Unii au încercat să facă ceva, unii nu i-au lăsat să facă lucrul ăla, drept pentru care unii și-au asumat responsabilitatea la nivel de secretar de stat. Să vedem cum va rămâne cu Consiliul de Supraveghere și vom ști și acolo. Una peste alta, că vor, că nu vor, ce se va întâmpla la CEO, politic vorbind, va fi responsabilitatea așa unora și altora. Deci, eu, dacă ar fi pe mine, punctul meu de vedere, aș invita frumos să așez la masă, să ajungă ei la o concluzie în legătură cu situația CEO, nu așa tehnică, cum o situație generală a CEO și în funcție de analiza lor să le ceară celor din conducerea CEO, cred că trebuie să o luăm în direcția asta împreună, să, să le ceară punctul de vedere și așa mai departe. Nu funcționează. Diviziunea asta nu poate funcționa și nu-i de bun augur, dar noi de pe margine putem fi mulțumiți că o să știm la cine să arătăm cu degetul. Sau pe cine să tragem de urechi. A, nu ne permitem. Da, e relativă și aici treaba. Trecând cu totul discuția în, pe spectrul sau spre spectrul politic, vedem astăzi o decizie pe care personal o așteptam, eram convins că va veni. Candidatul social-democraților, chiar dacă este o întârziere față de etapele trecute, de momentele trecute în an prezidențiabil, este liderul partidului, așa cum, repet, mă așteptam și mi se pare și firesc. Cum vedeți această chestiune? De ce vă întreb acest lucru? Pentru că va urma o perioadă destul de agitată în rândul social-democraților, de exemplu, pentru că va trebui convins teritoriul să tragă la aceeași barcă. Știm că există frământări interne destul de puternice în rândul social-democraților. Există posibilități de dezertare, de exemplu, mă gândesc că mulți vor migra către Pro-România. Una peste alta, cum vi se pare decizia de astăzi a CEX-ului PSD privitor la desemnarea candidatului pentru funcția, pentru bătălia din toamna acestui an a președintelui partidului, doamna premier Viorica Dăncilă? Din punctul meu de vedere, mi-aduc aminte că acum un an de zile, cred că mă întreba lumea ce părere am de candidatura comună a lui Tăriceanu. Toată lumea credea că Tăriceanu să fie... A crezut și dumneavoastră până mai ieri. Că e exclus așa ceva, pentru că PSD-ul va dori să aibă un candidat din varii motive, din istorie, din calcule din politice și așa mai departe. Din orgoliu. Bun. Deci, faptul că PSD-ul are candidat, că acel candidat este președintele partidului, chestiune care intră în tradiția PSD-ului, este normală și așa mai departe. Nu cred că asta e problema. Problema este în ce măsură Viorica Dăncilă este candidatul potrivit pentru PSD. Și aici lucrurile sunt destul de complicate. Pe cât încearcă unii să le prezinte de simplu în momentul ăsta, lucrurile până în de noiembrie pot evolua într-un mod absolut spectaculos. Și vă aduc aminte că și Claus Iohannis, cu 2-3 luni înainte de alegeri, avea vreo 10-12% sub Ponta și... Chiar și între tururi
avea mult sub... Nu vă mai aduc aminte cum a fost prima dezbatere televizată între Ponta și Iohannis, că toți susținătorii lui Iohannis băgaseră capul între umeri două zile, n-au scos capul de pe nicăieri. Deci, să avem răbdare. Eu, din punctul meu de vedere, ca să spun așa, eu iau profilul Viorica Dăncilă. Da? Viorica Dăncilă a făcut Facultatea de Petrol și Gaze în sistemul de învățământ comunist, în care dacă erai bun, te duceai și dădeai la comerț exterior, la drept, la automatizări și calculatoare, la informatică, la medicină, la nu știu unde. Și cei care erau așa de pe la jumate, mai încolo, spre final, spre final, se duceau și ziceau la petrol și gaze, la mine, la Petroșani, la nu mai știu unde și așa mai departe. Să nu se supere pe mine. Deci eu, cine vrea să facă statistica asta, să o facă, vă garantez că am făcut-o și eu știu ce vorbesc. După ce a terminat facultatea, nu s-a dus în producție, n-a ajuns șef de brigadă, șef de secție, director ajung ceva, s-a dus la un liceu și a predat la un liceu tehnologic de petrol și gaze din Videle. Cine știe situația liceurilor industriale în România prin 85-86, realizează exact ce activitate a depus doamna Dăncilă acolo, o perioadă însemnată de timp. După care a avut o ascensiune politică în calitate de consilier local, consilier județean, parlamentar, cred, sau direct la Bruxelles, nu mai știu. Dar oricum a stat două mandate la Bruxelles. Și n-a auzit nimeni de ea. Nu-i vorba că n-a auzit nimeni de ea. A stat două mandate la Bruxelles și s-a întors de acolo fără să vorbească engleză, fără să vorbească franceză, adică în 8 ani de zile, având posibilitatea să conversezi direct, da? N-ai ambiția, n-ai abilitatea, n-ai... Da, am văzut că în CV și-a trecut că poate vorbi în limba engleză foarte bine și am văzut-o la vreo două, trei întâlniri cu Netanyahu, cu încercând să rupă două vorbe în engleză. Sigur că despre faptul că vorbim bine, fiecare are probabil înțelesuri diferite. Cine nu ține cont de lucrurile astea care le spun eu aici, încearcă să ne spună, lasă bă băieți, că nu contează asta. Am luat-o noi, am instruit-o, uite ce, am pieptănat-o, uite ce frumoasă e acum. Sigur. Da? În Photoshop, în ce vor unii sau alții să ne spună, putem, sau unii pot să creadă lucrurile astea. Pentru mine rămâne de căpătâi. Băi, ai învățat la școală? Ce ai învățat până la 20 de ani rămâne bun învățat. Ce n-ai învățat până la 20 de ani, salut, mai capăți experiență, dar învățătură prea puțină reușești de aici înainte. Da? Bun. Ăsta e profilul. Ca să faci din Viorica Dăncilă un candidat prizabil, în primul rând pentru care să însuflețească poporul PSD-ist, să iese la entuziast, la vot și așa mai departe, nu mai vorbesc de vot, vorba să mai convingă pe unii care au votat PNL-ul sau USR-ul. Sau sceptici. Cu sceptici e mai... O să vă spun imediat. Deci, practic, bătălia este pentru cei care au votat pe 26. Nu pentru cei care n-au votat. Pentru că pe 26 au votat aproape 50% din electori. Corect. Cât credeți că se va prezenta la alegerile din primul tur la prezidențiale? Eu cred că mai mult de 53% nu. Hai să zic dacă o fi 55%. Da? Nu cred că se ajunge la 55%. Ori, nu va fi un număr semnificativ de votanți în plus alții de cei care au votat pe 26 mai. Și atunci discuția este din aia care au votat pe 26 de mai, care au votat cu USR-ul sau cu PNL-ul sau cu PSD-ul sau cu Pro-România, pe care îi luăm din barca PSD-ului Pro-România PNL-ul să-i mutăm în banca lui Dăncilă sau... Da. Da? Deci e un lucru destul de complicat. Eu cred că cei care s-au hotărât să o susțină pe Dăncilă, să o promoveze în funcție de președinte la PSD și automat evident că va fi și candidatul, se bazează pe anumite calcule, de pentru care, ca să zic așa,
Eu sunt foarte interesat, sunt cu sufletul la gură să văd cum vor umbla oamenii ăștia la cutiile cu jucării ca să facem din doamna Dăncilă un Ștefan cel Mare. Da, e un subiect pe care îl voi relua în lunile ce urmează și mie mi se pare așa o chestiune ciudată și de văzut ce se va întâmpla. Părerea mea este în aceeași direcție cu a dumneavoastră, nici nu cred că este loc de cosmetizat aici. Situația e atât nu, de... Nu, vă înșelați. Credeți? Nu, da. Vă înșelați în primul rând că... Păi cum să mi-o prezinte mie, care nu votez cu stânga din principiu? Nu vor să vă prezinte geniul genilor, geniul Carpaților, nu vor să vă prezinte în sensul ăsta. Vor să... Și ea se prezintă. Uitați-vă la discursul ei că a început și vă ține langa. O tipă care nu-i conflictuală, care vrea unitate, care vrea bună înțelegere, oamenii răi nu înțeleg cât bine vrea ea poporului român și sunt răutăcioși. Da, mama națiunii și așa mai departe. Un profil care cumva... Uitați-vă la profilul alegătorului PSD-ului de pe 26 mai. Sunt sondaje de opinie, unele le găsiți pe site-ul. Uitați-vă, faceți o analiză exactă la profilul alegătorului. Și o să vă dați seama că nu e chiar așa de imposibil. În egală măsură, astăzi, la ședința din Comitetul Executiv Național, cu subiect și predicat, premierul în exercițiu și președintele partidului, i-a avertizat cu excluderea pe cei care mai provoacă scandaluri inutile în afara liniei partidului. Deci, iată că se și încordează cumva la cei care, într-un fel sau altul... Este evident, pentru că o armată nedisciplinată nu poți să pornești la lupta, ca să nu-i zic războiul, pentru alegerile prezidențiale. Dar lucrul ăsta nu înseamnă că o armată, deci o grămadă de armate disciplinate, foarte numeroase, au fost învinse în o grămadă de războaie din istoria lumii, de armate mult mai mici, dar cu mai mult spirit de luptă, cu mai multă credință, cum ai mis puri de sacrificiu și așa mai departe. Deci problema doamnei Dăncilă cu PSD-ul nu este să-l disciplineze. Problema doamnei Dăncilă cu PSD-ul este să-l însuflețească. Corect. Atât aparatul, cât și alegătorii. Ori starea în care se află acum și aparatul și alegătorul PSD nu cred că este una de însuflețire, de maxim entuziasm față de ce a făcut... Și, mă rog, lucrurile sunt absolut complicate. Am văzut azi numirea domnului Ciurchi la CNAS, care are, pentru care a început, cred, urmărirea penală, da. Sau oricum are un dosar. M-am uitat înainte de emisiune pe comunicatul DNA-ului. Vă rog să vă uitați în comunicatul DNA-ului. Este vorba despre niște contracte în care o instruire pe programul informatic al casei, care tocmai se dovedește că nu funcționează, era plătită unui expert cu 800 de euro pe zi pentru contractorul principal, dar era făcută de un subcontractor care primea 200 de euro pe zi. 600 de euro pe zi se pierdeau așa de la primul contractor, se evaporau pe undeva. Bun. Sigur că dosarul Microsoft s-a ales praful, dosarul nu știu care s-a ales praful, dosarul nu știu care s-a ales praful, se va alege praful și de dosarul ăsta. Dar nu înseamnă că noi nu ne uităm acolo și ne întrebăm, bă, dar spuneți și nouă, unde sunt aia 600 de euro? Pe zi pe om. Da, pentru că mai avem foarte, foarte puțin timp până la finalul emisiunii. Cât de improbabil vi se pare în contextul desemnării doamnei Dăncilă o bătălie în turul 2 eminamente de dreapta? Aici mă refer la liderul USR și actualul președinte al României. Mă aștept ca în turul 2 să intre domnul Iohannis și, și PSD-ul. Și deci excludeți varianta nu cu... Nu exclu, dar cred că... acum ce se întâmplă? N-aș vrea să creadă lumea că eu sunt bolnav de sceneritate sau așa mai departe, dar situația reală la toate alegerile din toată lumea este în felul următor. În ziua în care se duce la vot, omul are niște cărți în față. S-ar putea să nu-i placă niciuna sau să-i placă una mai mult decât alta. El n-are alte opțiuni de alege decât dintre cărțile lor. Corect. Da? Respectiv Iohannis, Dăncilă și așa mai departe.
În acest context, contează foarte mult aparatul de partid. Totuși, PSD-ul are 60 și, dacă nu, spre 70% din primari. Sigur că există și varianta să mai plece, dar există și varianta să mai vină. Și asta e adevărat. Și așa mai departe. E un partid care are o structură foarte puternică plătită de stat. Da? Corect. Are cel mai mare număr de primarii, primesc bani de la stat, pensii de la stat, bine mersi, da? Traie neneacă pe banii statului. Există un întreg aparat de consilieri, 11, 15, 20, 30 la municipii și așa mai departe, 50 la primărie, la capitală sau nu știu cât, care, pe de o parte, primesc niște indemnizații că se duc la o mărâtă de ședință și i-ați văzut cum se dă un spectacol la așa, primesc o indemnizație și în plus mai ciupesc și pe acolo, da? Fie au orgoliu de a fie, dar nu vreau să fac procese de intenție. Deci, ăsta este un aparat care, practic, e plătit de stat prin salarii și indemnizații și mai mult decât atâta, pentru campania electorală care o fac în timpul anului și chiar în campanie, primesc de la bugetul de stat, cred că PSD-ul, dacă nu mă înșel, în aproximativ 100 de milioane de euro pe an. Da. Da? Adică primesc bani ca să-i duc acasă, primesc bani ca să fac pe PSD-istul sau pe PNL-istul sau pe USR-istul. Deci asta este o forță uriașă pentru PSD. Dacă va ști să o activeze cât de cât, are toate șansele, după părerea mea, să intre în turul 2. Stimate domnă, din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru prezență. Și când eu timpul vă permite, vă așteptăm la o nouă analiză, zic eu, mai mult decât pertinentă. Nu prea des că plictisim lumea, dar când e necesar, e bine să mai spunem ce e de spus. Am înțeles. Încă o dată mulțumim. Multă putere. Și eu mulțumesc foarte mult. Doamnelor, domnilor, ne revedem, ne reauzim mâine de la aceeași oră, 19. La...